Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să vă arăt că cum fac eu ardeii umpluți. Eu am aici cam jumate de kilogram de carne. Am tocat o ceapă mare, mărunt. Știți că la orice, și la sarmale, și la tot, ceapa dă gustul la tot. Aici o să pun un ou. Sare, cam o linguriță, vegeta, la fel, o linguriță, boia de ardei dulce, iar la fel, o linguriță, piper, asta la preferință, cam jumate de linguriță. Nu așa iute. Am cam 50 de grame de orez care l-am spălat înainte. L-am spălat bine înainte. Mai îl scoarcem de apă. Așa. Ce n-am mai pus? Și pun cam 2-3 linguri de pastă din asta ce fac eu, din roșii cu ardei, pentru gust. Și pătrunjel verde, tocat. Acum, asta pătrunjelul și astea puneți la cât doriți de mult. Nu ne place pătrunjelul. Eu am ardei de la mine din grădină, sunt mai micuți, dar nouă nu ne plac ardei, de să-i mâncăm ardei. Mie mai ca mai, dar la Costel nu-i place ardei. Deci numai gustul să fie. Noi ardeiul îl dăm deoparte și servim numai carnea. Eu acum o să gust de sare, piper nu mai trebuie, o să mai pun puțină boia, deci asta mai pun, mie îmi place mai roșie compoziția. Așa, foarte puțină sare mai punem, nu multă. Eu o să nu fac mult, chiar dacă îmi rămâne compoziție, o să îngheț pentru perișoare, o să fac perișoarele, o să... Frunzele pătrunjel mai trebuie, le pun pe toate. Așa. Îmi place gustul așa intens de la verdețul. Și pe fund o să pun eu o frunză de țelină la oală. Asta e rețeta mea. Acum fiecare o face, eu la sarmale vinstui orezul, dar la ardei nu. Acum cred că este bun. Da. Și sărat și tot. Așa. Haideți că îmi pregătesc frunzele și atunci revin. Spălat frunzele și cozile și tot. Eu le pun astea ca un pat. Mie îmi place, uitați așa,
pentru gust. Acum umplem ardei. V-am zis, nu sunt mari. Eu îi pun cu mâna. Acum dumneavoastră faceți cum doriți. Eu așa îi pun. Așa îi umplu, am vrut să zic. Acum fiecare face cu... Mie îmi place să-i presez așa bine cu mâna. V-am zis, dacă vă plac ardei, atunci cumpărați ardei mai mari și umpleți. Dar noi, eu mai mult pentru gust. Și dacă am avut în grădină, așa micuți, de ce să dau banii să cumpăr? Oricum sunt mai buni a mei. Eu i-am tăiat, am scos semințele din ei. Eu după aia aranjez aici. Deci de seara trebuie să așteptăm live să facem o prăjitură, un tort. Vedem. Încă nu m-am hotărât ce, dar o să facem ceva. Ceva bun. Așa pentru toate care poartă numele de Sfântă Maria, trebuie să facem ceva bun. Eu am avut numai carne de porc, era bun să am și vită, dar am avut numai carne de porc. Acum eu mai de mult sau iarna, ce mai făceam ardei umpluți, făceam câțiva ardei și restul puneam așa ca terișoare lângă. M-am zis că nouă mai mult gustul ne place să fie numai de ardei, restul să nu îi servim. Atât, nici nu fac mai mulți. Vedem cum îi așez aici și restul, asta mi-o las și eu fac perișoare. O să vă arăt eu cum fac. I-am pus făină într-un... și le dăm cu capul în făină. Eu așa fac. Acum am mai spus, este rețeta mea. Dacă vă place, o faceți. Dacă nu... pune mai mulți. Eu nu pun roșie în cap. Eu îi dau așa cu capul în făină. Pun așa că după aia îi ridic eu, numai să am mai mulți ca să poată să stea. Mie atâta îmi place ardei umpluți cu miroase când fierb, fai. Acum nu stau ei chiar toți în picioare. Dacă era mai mulți, stăteau. Da, ajunge. Nici nu trebuie mai mult.
Așa, acum eu pun apă pe ăsta ei. Nu pun bulion, pun apă. Că eu fac după aia sosul cu apa care, în care ei au fiert. Mai un pic. Atâta, nu trebuie mai mult. Acum peste punem o farfurie. Așa. Și peste farfurie așa, peste farfurie punem o cană. Și dacă apa scade, punem de aici ca apă. Apă fierbinte, că ea se va încălzi. Haideți să vă arăt, prieteni, cum fac și perișoarele. Eu le pun așa pe o farfurie. Le pun să se înghețe, ca să nu se lipească ele una de alta când le videz, le bag în pungi. Le pun așa. Și după aia, după ce ele s-au înghețat puțin, atunci le iau și le videz. Și tot așa am perișoare gata făcute când vreau să fac o ciorbă rapidă. Vedeți că l-am făcut ardei, au fost mai moale, dar acum se trage, se umflă orezul. Multă lume nu pune la perișoare orez, dar eu o pun. Eu tot timpul mi-am făcut și perișoare, eu v-am mai spus, eu nu, pe mine mă enervează să dezgheț carne sau să fac extra numai pentru perișoare. Da, când faci o oală de, când ai musafir și faci 20-30 de litri, da. Dar așa când suntem numai pentru noi, pe mine mă enervează să fac extra. Așa eu le scot și le bag în ciorbă. Când cum bag normal perișoarele, așa înghețate, nu le mai lăsăm să se dezghețe. Ce să facem, prieteni? Trebuie să ne ușurăm munca. Că dacă noi nu ne ușurăm, nu ne ușurează nimeni. Mai ales care sunteți și la serviciu și aveți și copii și veniți acasă rapid, nu știți pe ce să puneți mâna, așa imediat ai dinstuit niște legume, poți să o faci și fără oase sau fără carne înăuntru. De câte ori am făcut eu și fără. Așa, acum le acopăr cu folie și le bag la congelator. Și când ele sunt congelate, atunci le iau și le bag în pungi. Așa ca să nu primească gust sau... Uitați așa. Haideți, prieteni, să vă arăt acum că le-am scos din congelator și le pun în pungă din asta de vidat. Vedeți că ele acum nu se mai lipesc una de alta. Sunt aproape înghețate. Și atunci le videz. Să faceți numai să vedeți că o să-mi rugați de sănătate că le aveți gata pregătite. Nu mai trebuie să vă chinuiți. A,
Acum, pe eu, pe mine mă interesează și dacă nu mi le videază, principalul să mi le închidă de tot, să nu capete miros. Vedeți? Le vedeți cum arată, ce faine le-au făcut. Încă puteam să las și mai scurtă punga, dar m-am zis că să nu îmi tragă apă. Vedeți? Așa le fac eu. Haideți, prieteni, să facem sosul. Eu acum am pus puțin ulei. Pun o lingură, cam o lingură jumate de făină. Nu mai pun ceapă, nu mai pun nimica. Prăjim puțin făina. Dar nu mult. Punem boia. Nu lăsăm boiaua să se ardă. Punem suc de roșii. Eu am suc de roșii ce am făcut eu. Cam jumate de litru. Și restul punem apa de la ardei. Sper să pot să... Așa. Dacă mai trebuie, completăm cu apă. Un puțin zahăr ca să-i taie din aciditate, cam o linguriță. Să mai pun eu și puțină pastă de roșii, asta mai mult pentru culoare. Îi face culoarea mai intensă la sos. Îl lăsăm puțin mai gros pentru că mai acolo mai avem apă de pe ardei, nu am scurs-o eu toată. Și atunci trebuie să mai punem suc de roșii. Am uitat să vă spun că am pus și două foi de dafin la ardei când oricop, dar asta e opțional. Deci asta numai dacă doriți. Aici ce vedeți, o să vedeți de la țelină, că eu am avut țelină înăuntru, în sticlă. Acum noi gustăm de sare, dacă mai trebuie. Eu n-am pus nimic ca sare, că e bulionul sărat, dar putem să mai punem. Așa, și punem peste ardei și mai lăsăm puțin să fiarbă, cu ardei să se combine gusturile. Și asta e gata, e sosul nostru. Parcă aș pune mai un pic de zahăr. Acum v-am zis, asta după gust. Nu ne place mai dulceac sosul. Uitați, așa arată.
Eu am sucul meu ăsta de roșii de 2 ani de zile. Păi eu nu folosesc suc de roșii, numai așa la sosuri sau la ciorbă de roșii. Restul folosesc tocătură din aia de-a mea. Nu-l mai subțiez pentru că mai am acolo zeamă de la ardei. Imediat e gata. Acum torn peste ardei și mai lăsăm să fiarbă ca să se combine ardeii cu sosul de roșii. Imediat se combină și ardeii iasă la suprafață, vedeți? Deci l-am mai subțiat. Pe aici a mai fost apă și păcat să facem mai subțire. Delicios! Ok. Mai lăsăm puțin să fiarbă și zgata ardeii noștri. O să revin cu farfuria. Și uitați, prieteni, așa arată rezultatul final la ardei umpluți, nu știu ce tot am astăzi cu ardei iuți, cu sosul de roșii lângă și noi servim cu pâine prăjită și cu ardei iute, bineînțeles, care dorește. Au ieșit super, super delicioși. Vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!